Ce din conducerea CAFNIC-ului care cu această ocazie s-au purtat exemplar față de noi și ne-au oferit condițiile cele mai bune pentru ca această seară să fie una excelentă. Vreau să le mulțumim domnului primar Dragoș Alexandru, care în această seară ne-a onorat cu invitația. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Domnul primar este puțin mai obosit în seara aceasta, dacă o să vedeți, puțin mai aparent supărat. Să știți că nu este deloc supărat, dimpotrivă, este chiar foarte bucuros. De luni dimineața, după o renumărare a voturilor, dânsul a dobândit un nou mandat la conducerea orașului Capri și ne rugăm ca înțelepciunea și chipzuința lui Dumnezeu să-L însoțească în acest mandat. Vă dorim mult succes! La timpul potrivit și domnul primar va avea un cuvânt de salut pentru toți cei care sunt în seara aceasta aici. Un îndemn personal, dacă doriți. Știu că atunci când te duci la alegeri, nu alegi după religie. Atunci alegi după cum care partid sau care om ți se pare că te reprezintă cel mai bine. S-ar putea să fie în seara aceasta cineva care să nu fi votat cu domnul Dragoș. Vă rog să nu huiduiți, vă rog să nu arătați în joc sau ceva, da? Este un om pe care, dincolo de alegerile pe care le-au făcut oamenii, este un om pe care Dumnezeu l-a pus acolo și Dumnezeu să-L binecuvinteze. Acestea fiind spuse, aș vrea să vă invit să ne ridicăm acum în picioare.